doamnelor și domnilor, vă invit să ascultăm împreună. Au început activitatea de parașutare militare din armata României. Se urmărim cădere stabilizată, deschide bine parașuta, urmate de parașutare. Suntem și domnul Sărația. Așa că vin mai aproape, nu vedeți în fiecare zi așa ceva. Militarii parașutiști din armata României sunt cei care execută misiuni. Doamnelor și domnilor, ce poate fi mai frumos? O dână de condensare, care să ne lămurim, nu are nicio legătură cu chemtrails, nu ne lasă nimeni chimicale, este vorba doar de dână de condensare a unei aeronave civile, pentru că acolo temperatura este cu multe grade sub minus, iar gazul care iese după ardere pur și simplu condensează. Iar sub această dână de condensare vedem un imens drapel al României purtat de unul dintre parașutiștii militari care va fi adus la sol. Este un exercițiu greu. Acel drapel are o greutate considerabilă, iar pilotarea parașutei și acestui drapel este o exercițiu. Yeah.
Thank you.
Câștigă înălțime pentru a transforma în viteză, urcă, se folosește de vânt, partea stângă rămâne agățată în cer, lansează din partea stângă, câștigă viteză, motorul este turat la maxim, doamnelor și domnilor, acum ocupă verticala, vine viteză mare, trage către verticală și oprește verticala, perfect, un sfert, două, trei, patru sferturi pe verticală, cinci, iată că a dreapă în chiron. Comandă de marșă și palonier și se răsucește sus într-un loc ceva câtoată frumusețea doamnă șturilor. Andreea Bărestanu acum pică către parete, în verticală jos, câștigă înălțime, câștigă viteză. Trage din nou cu o buclă foarte frumos destinată în partea stângă. Immelmann cu 1, 2, 3, 4, 5 răsuciri în sus. Urcă perpendicular pe care au trase. Se vede și că și sus la alte ținutul destul de bine. Putem să vedem acum mai vreți la vântului ăsta mai aici. Lasează perpendicular pe public. Trage într-o căsață, 5 de salieță verticală. Acum trău declanșat, 2, 3, 4, se oprește acolo sus. Este agățat în motor, fără viteză. Se învârte foarte frumos și foarte elegant.
ca la jos, câștigă viteză. Trage supraștar și năcește, desenează buclă, pare a fi un Immelmann și este într-adevăr un Immelmann. Se folosește de vânt pentru a rămâne cu botul sus. După cum vă spuneam, Andreea este cea mai tânără pilotă acrobată de demonstrație din Aeroclubul României, dar de asemenea este pregătește și pentru prima ei competiție internațională, cum a spus și colegul meu, Petre Glontaru, care va avea loc în Brăcieni, săptămâna viitoare. Și cu această ocazie doresc să-i urăm foarte mult succes în prima ei competiție de trofei. Iată că urcă acum la 45 de grade, continuă cu motorul de tonouri și 2, 3, 4 declanșate, rămâne vânt. George Rewin.
Extraordinar! Sper să vă mai primească victorul în Ungaria, cum am făcut așa cu Stemul. Felicitări, Harry Ford! Thank you.
asemenea, i-am văzut evoluții de dimineață în deschiderea show-ului. Acum fiind mult mai spectaculos, de asemenea fiind acompaniat de formația de 6 extra. Se poate observa viteza mică de deplasare. Atunci când bagele sale au fost puse de către George Rotaru și de tatăl Mihai Dobrețone, care din păcate ne-a părăsit în anul 2009 la bordul unui alt asemenea aparat în cadrul unui exercițiu aprobat. Se apropie Șoemi! Șoemi României, doamnele și domnilor, haideți să aplaudăm! Acrobației aeriene la nivel mondial.
continuă. Looping de numesc băieții această manevră. Două planuri diferite. Verticală fără răsuciri. Haideți să vedem. 6 răsuciri, am numărat 7. În viteză limită continuă să se răsucească și aeronave extra. Extraordinar, Teo vă sfoară. Verticală, ajung pe spate. 4 piloți concentrați, foarte mult. Controlare impecabilă. Distanța mai țin de 1 metru de pe fiecare ducătoare. Putem observa și efectul vântului. Aeronavele fiind împinse de acest an. Acest tip de aeronavă, orice aeronavă, trebuie
foarte bine administrată greutatea ei. Și se zic, poți face sau nu? Andreea Teatră de Eroi! Cel zborul cu pasageri este un zbor din rectiliniu, care nu trebuie să ne-am. Pe stânga! Dar l-a prins! Pentru cei care nu știu, farurile se aprind inclusiv pe direcția de aterizare pentru a aluga păsările. Și acum vom vedea un zbor la viteză redusă. Vorba de...
Батерията и още едни неща бяха му. Să facă și ei o demonstrație fantastică. O să aflăm mai multe detalii în curând. Așadar, aplauze pentru parașutiștii care aterizează în acest moment. Pentru a fi totul la sincron, este nevoie de foarte, foarte, foarte multă muncă. Dar nici pentru a fi pilot militar nu este foarte ușor. Deci toți acești parașterizare astfel încât toți să aterizeze într-un loc prestabilit. Ce pot să vă spun? Că pentru cei mai bine pregătiți parașutiști al României, și militari și civili, au întreceri în care spun: dacă pun o monedă de 50 de bani jos și dacă nu am pus picioarele pe acea monedă, înseamnă că nu sunt cel mai bun. Gândiți-vă că nu este chiar așa ușor să calculez toată traiectoria perfect și să aterizez în locul destinat. În aplauzele dumneavoastră, parașutiștii Armatei Române! Spre dreapta, Lisuno Zva! N-am putut vedea o aeronave la distanță de mulți ani. Unul la verticală, unul la sol.
Thank you.
urcă în fața scenei pentru o aversare. În această poziție, avionul se agață cu tot ce poate. Dar nu modific o scară de aia mare. Nu știu de ce să fie. 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 Până acum prin două procese de modernizare și I'm just going.
ore 13 e o sesiune de autografe la standul companiei naționale Aeroportul București. O sesiune de autografe cu piloții care au recunoscut că urmează să se evolueze. Așadar, dacă vreți, în anul 5 la...
stato un mio carattere, copilot, per il pari di me, navigatore, tanto presto con lui, per il deporto, per il carro, il sciaglio, per il romance, ma è stato il mio carattere, per il salvato, a grazie. A giorno, con più grande di atterrizzare, ma non si può utilizzare il spazio, potete osservare la partita contro il sforo della parte con 16 aeronave o sotto delle stelle la aveva più rossi su quattro e mi sembra che ci sono questi situati per se stesso fatto è stato riservare per la civile sembra proprio in piacere. Adesso l'attenzione statica che permette a questo sito della zona Afghanistan dove la cima forte dove si spunerà la racchete va a cercare a soffio con morire a trate lui anche verticale da un forte mare un sgorma di pesa e la forza della arena romana si vede spostato e troppo naturale. Abbiamo IR330 organizzato qua sul circuito di Atate o IR330 sfocato differenza anche IR330 154 modernizzati e variata sfocata Thank you.
Întoarcere, foarte scurt. Condițiile de rog și grele poate de zile, care drumul care câteodată pare imposibil de aterizat. Cred că timpul necesar pentru aterizare în anumite, ca anumite aerodromuri este foarte scurt, după cum vă spuneam, pentru că expunerea la focul inamic poate fi foarte grea. Haideți să vedem o aterizare tactică. Ia uitați-vă cum covoară aerodromul.
Ministerului de Interne, care este folosit pentru gestionarea traficului rutier, pentru intervenția la diferite situații, Personalul de la SOR ia legătura cu elicopterul, transmite datele necesare despre persoană. Elicopterul la rândul său transmite datele necesare pentru spitalul unde va fi dusă persoana respectivă, iar din acel moment intervenția va fi cu persoana rapidă, încât persoana respectivă au care ne salvează viețile atunci când este necesar. Sper să nu aveți niciodată nevoie de intervenția. Pentru ei, aplauze, vă rog, excelentă evoluție și ne pregătim pentru o nouă demonstrație a rugilor de la Aeroclubul României. Nu cred că mai apuc să zic ceva, pe dar de ce să vorbească, nu se mai oprește. Că ești nevorbit. Asta este... Vă invit cu drag lângă scenă, în partea noastră dreaptă.